Vă spuneam, domnilor și domnilor, președintele Klaus Iohannis deschide anul școlar la Colegiul Național Grigore Moisil din capitală, Bianca Chivu, în direct cu noi în aceste momente. Te ascultăm, Bianca, bun găsit! Bună ziua, bun găsit tuturor! În urmă cu puțin timp a ajuns la Colegiul Național Grigore Moisil, președintele Klaus Iohannis a fost întâmpinat de ministrul Educației Sorin Câmpenu, de primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu și de directoarea Colegiului Grigore Moisil. A fost aplaudat în momentul în care a urcat pe scenă președintele Klaus Iohannis. În acest moment se intonează imnul României, iar apoi fiecare dintre cei prezenți pe scenă va ține un mic curs la începutul anului școlar. Ne reamintim faptul că anul trecut președintele Klaus Iohannis vorbea despre importanța măsurilor de protecție în școli, despre importanța vaccinării în contextul în care anul trecut ne confruntam cu o situație în care numărul cazurilor era în creștere. Vorbim aici despre numărul cazurilor de coronavirus. În același timp, tot președintele Klaus Iohannis vorbea în anul 2018 despre proiectul România Educată. Iată că rămâne de văzut ce le va transmite în acest început de an școlar președintele Klaus Iohannis elevilor. După ce se vor încheia discursurile aici, președintele va intra în colegiu, va vizita o sală de curs, elevii de clasa a 5-a, iar apoi va vizita laboratorul și biblioteca colegiului. Mai jos. Da, mulțumim, Bianca. Urmărim imaginile de ultima oră. Iată, domnilor și domnilor, președintele Klaus Iohannis și vedem ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, prezenți în aceste momente la Colegiul Național Grigore Moisil. Sunt imagini pe care le vedem în direct, domnilor și domnilor, și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce transmite președintele Klaus Iohannis la începutul anului școlar. Sunt discuții despre aceste schimbări majore din educație. Totodată revenim în momentul în care președintele Klaus Iohannis va face declarații. Imagini incredibile deocamdată de la Colegiul Național Sfântul Sava din capitală. Părinții elevilor l-au apostrofat pe ministrul Educației chiar în prima zi de școală. Motivul este unul care ilustrează dezastrul din învățământul românesc, și anume gardul terenului de sport. O să vedeți imediat, arată efectiv ca după bombardament. Haideți să vedem imaginile. Doamna director, rugăminte solicitare. Sunt sigur că în decurs de 3 zile, săptămâna aceasta, va fi înlocuit tot panoul acesta de plasă. Încă nu avem lucrările terminate. Deci, da, director. Da. În 3 zile se înlocuiește tot acest panou de plasă. Da. Nu este conform. Știu. Deocamdată terminasem ce este în interiorul școlii. De acord, înțeleg că este complicat. Vă spuneam, e nevoie de coordonare cu autoritățile locale. Noi vă vom sprijini. Săptămâna aceasta voi veni împreună cu colegii de la presă și vreau să-l văd absolut pe tot înlocuit. Săptămâna asta. Vă mulțumesc. Succes! Aproape 3 milioane de elevi și preșcolari se întorc așadar de astăzi la cursuri. Începe un nou an școlar cu schimbări majore în educație, vă spuneam, dar și cu nemulțumiri pentru noua structură a anului. Colega mea Cristina Anton transmite de la un liceu din capitală și vine cu informațiile de ultimă oră. Din moment în moment, vă spuneam, domnilor și domnilor, așteptăm și declarațiile președintelui Klaus Iohannis. Klaus Iohannis, vedeți în aceste momente prezent acolo la Colegiul Național Grigore Moisil. Cristina, te ascultăm, bun găsit! Bun găsit! A început astăzi noul an școlar pentru foarte mulți elevi și cu schimbări, așa cum anunțase dinainte ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, care a amintit despre aceste schimbări chiar și aici, la festivitatea de la Colegiul Național Sfântul Sava, atunci când le-a urat și bun venit elevilor în noul an școlar. Bineînțeles că sunt și foarte multe nemulțumiri legate de aceste schimbări în educație și o să vă spun și care sunt acestea. Nu mai există acest început alături de dumneavoastră și de a deschide anul școlar la Colegiul Național Grigore Moisil din București. Îmi place că vă ghidați după cuvintele latinești înțelepte, per aspera ad astra, care ne amintesc că drumul spre reușită este presărat cu greutăți. Plin de greutăți au fost și ultimii ani, marcați de valuri succesive ale pandemiei de COVID-19. În fața acestor provocări, elevii,
părinții și profesorii din toată țara au răspuns cu solidaritate, cu profesionalism, dar și cu speranță. Tocmai de aceea, acest nou început este un bun prilej de a vă mulțumi dumneavoastră, cadrelor didactice, pentru toate eforturile depuse, astfel încât elevii să beneficieze de condiții bune de învățare. Ați promovat excelența și ați pus elevul în centrul activității educaționale, iar realizările sunt vizibile, sunt recunoscute de întreaga comunitate educațională și sunt dovedite de rezultatele excepționale ale elevilor colegiului. Așa cum știți, educația este un domeniu pe care îl consider esențial pentru fiecare dintre noi și pentru țară în ansamblu. De aceea am lansat viziunea strategică România Educată, pe baza căreia guvernul și-a asumat realizarea unui nou cadru legislativ și investiții majore în creșe, grădinițe, școli, licee și universități. În ultimele luni, în spațiul public a existat o firească și intensă dezbatere publică despre viitorul educației, dezbatere care mă aștept să continue în Parlament, până când vom ajunge la o formă legislativă care să vă ajute pe fiecare dintre dumneavoastră să vă îndepliniți aspirațiile. Dragi elevi, educația este un drum frumos pe care vă doresc să-l parcurgeți cu mult curaj și cu încredere. Școala este un spațiu decisiv al formării voastre. Sunt anii în care luați hotărâri esențiale pentru propria viață, în care vă descoperiți și vă cultivați pasiunile, în care înțelegeți rostul valorilor, importanța integrității, a colaborării, a responsabilității. Noi, adulții, vă suntem alături, dar vom avea mereu nevoie de implicarea și de vocea voastră. Vă încurajez să nu alegeți mereu calea cea ușoară, dar să încercați să o căutați de fiecare dată pe cea corectă. Să nu vă temeți de competiția justă și să nu deveniți niciodată tributari lucrurilor obținute facil. Să protejați valorile democratice, să credeți în știință și în profesioniști, să reacționați în fața abuzurilor și a dezinformării și să nu permiteți nimănui să calce în picioare încrederea în voi și în capacitatea voastră de a deveni mai buni. Viitoarele legi ale educației ar trebui să pună în aplicare în școlile românești schimbările pe care evoluțiile societății și ale științei ni le-au arătat ca fiind necesare. Educația trebuie centrată pe profilul elevilor și al studenților, luând în calcul interesele diverse ale acestora, potențialul individual care trebuie sprijinit și provocările globale. De aceea, actualizarea programelor școlare și a modului de predare nu mai poate fi amânată. Eu sunt profesor de fizică și știu că este greu să iubești științele fără să faci experimente. Așa cum este greu să iubești limba română fără ca cineva să îți educe gustul pentru lectură. Creșterea ponderii materiilor opționale și diversificarea acestora pentru toate arile curriculare reprezintă la rândul lor pași importanți în direcția corectă. De exemplu, în acest an școlar veți avea pentru prima dată o săptămână verde, în care sper să înțelegeți mai bine importanța echilibrului dintre acțiunea umană și schimbările care se petrec în mediul înconjurător, inclusiv
încălzirea globală sau fenomenele meteo extreme. Un subiect discutat intens în această vară a fost cel legat de evaluările de final de etapă sau cele care influențează tranziția la nivelul următor al educației. Evaluările sunt importante atât timp cât ele reflectă corect competențele elevilor și studenților, oferindu-le ocazia de a-și îmbunătăți performanțele. De aceea, trebuie regândit modul în care organizăm toate evaluările, pentru că, în final, contează mai puțin nota și mai mult dezvoltarea copilului în acord cu profilul și interesul acestuia. Șansa la o dezvoltare profesională adecvată trebuie oferită tuturor. Nu se mai justifică diferența de statut dintre ruta teoretică și cea profesională, care descurajează deopotrivă elevi, părinți și profesori. Este important ca rutele educaționale să aibă un statut egal, cu acces direct la bacalaureat și posibilitatea continuării studiilor cu învățământul superior până la cel mai înalt nivel. Dacă vrem profesioniști, atunci haideți să le recunoaștem importanța, să investim în formarea lor și să le dăm șanse egale. Toate aceste modificări nu pot fi însă operate fără o colaborare sinceră între școală, părinți și comunitate, în așa fel încât să existe respect pentru rolul fiecăruia, încredere și ajutor reciproc. Sunt deziderate care pot fi incluse într-o lege, dar schimbarea adevărată depinde de noi toți, elevi, părinți, profesori, dar și de factorii de decizie, cei care pun educația în prim planul deciziilor strategice, inclusiv cele legate de finanțare. Reforma nu înseamnă doar o lege, ci oameni care generează schimbare în bine în fiecare școală, în fiecare sală de clasă, pentru fiecare elev. Dragi profesori, profesia de dascăl este una creatoare de viitor, iar dumneavoastră ați demonstrat în ultimii ani că sunteți capabili și hotărâți să reinventați mijloacele tradiționale de predare pentru a face ca educația să continue chiar și atunci când pandemia ne-a impus restricții severe. Ați fost și sunteți motorul unui sistem care, de multe ori, n-a știut să vă recompenseze pe măsura eforturilor. Văd și înțeleg aceste eforturi și tocmai de aceea mi-am dorit ca proiectul România Educată să facă din cariera didactică una dintre preocupările centrale ale societății noastre. Asta înseamnă intrare în carieră pentru cei ce își doresc la modul real și pot să fie dascăl, dar și salarizare pe măsură, prin mentorat și trasee flexibile în carieră, care să fructifice talentul fiecăruia dintre dumneavoastră. Dragi părinți, vă doresc să aveți nenumărate motive de mândrie oferite de reușitele școlare ale copiilor dumneavoastră. Prin implementarea proiectului România Educată și prin finanțările propuse în cadrul PNRR, luăm deja măsuri concrete pentru a oferi elevilor instrumentele necesare pentru a-și atinge potențialul maxim. Stimată doamnă director, vă doresc succes în continuarea misiunii grele pe care v-ați asumat-o, aceea de lider educațional. Am convingerea că modelul oferit de Colegiul Național Grigore Moisil va inspira din ce în ce mai multe comunități școlare.
Vă îndemn să intrați în parteneriat cu alte școli din România pentru a răspândi bunele practici în sistem și pentru a contribui direct la înfăptuirea României educate. Vă urez tuturor un an școlar cu inspirație, cu rezultate bune, cu încredere și cu viziune trainică pentru viitor. Vă mulțumesc! Iată președintele Klaus Iohannis, domnilor și domnilor, cu un mesaj transmis de acolo, de la Colegiul Național Grigore Moisil, la început de an școlar, un mesaj către copii, către învățători și profesori, dar și către părinți. Noi mergem acum cu o informație de ultimă oră mai departe, să vedem ce se întâmplă, pentru că vorbim despre o amenințare cu bombă.